Părțile din stațiunea Harghita Mădăraș sunt singurele unde se mai schiază în județul Harghita, întrucât sunt situate la altitudine și atunci când temperaturile scad, se mai pot pune în funcțiune tunurile de zăpadă. Administratorul pârtilor din zonă a declarat pentru Ager Press că se schiază în condiții bune pe toate cele trei pârtii, situate la o altitudine de 1600 de metri, stratul de zăpadă fiind deocamdată suficient. El a spus că această iarnă a fost una dintre cele mai lipsite de precipitații, ceea ce a impus punerea periodică în funcțiune a tunurilor de zăpadă, dacă temperaturile au scăzut sub minus 4 grade Celsius. Cei care pornesc în drumeții pe munte să se echipeze corespunzător, întrucât zăpada este încă prezentă în zonele înalte. De asemenea, schiorilor le este recomandat să manifeste atenție sporită, întrucât riscul de accidente este mai mare atunci când zăpada de pe pârtie este înghețată.